Metisările efectuate la foc continuu în ultimii ani încep să îngrijoreze pe zootehniști. Aceștia atrag atenția că procedeul este unul bun atât timp cât este făcut cu măsură. Metisările din anumite ferme de producție e bine să facă la ovine pentru rasele de carne fără a pierde rasele autohtone, încă o dată spun, mă refer la merinos obținut în decursul a zecilor de ani pentru producția de lână, dar nu numai, pentru că merinosul are o caracteristică, o linie și pentru producția de carne. În egală măsură aș pomeni și de rasele autohtone, caracoș, nu în ultima instanță. E vorba de țigaie care se mai regăsește în multe locuri. Din partea mea am făcut propuneri pentru rasele în pericol de dispariție, care totuși rezistă condițiilor climaterice defavorabile. Zootehniștii vasluieni spun că în ultimii ani a intervenit o oarecare indisciplină zootehnică ce pune în pericol rasele autohtone mult mai rezistente la condițiile meteo specifice zonei. Există o avalanșă sau o efervescență sau mai știu o modă de a face încrucișări cu rasele de carne acum atât la specia ovină cât și la taurine, uitând sau ieșind din sfera disciplinei zootehnice, încrucișând astfel și rasele autohtone, alea vechi, alea noi, anumite rase consolidate vechi, dispărând sau intrând într-o metisară haotică fără discernământ. Directorul Oficiului de Ameliorare și Reproducție în Zootehnie spune că este foarte important ca în perioada următoare să fie făcute înmulțiri pe rasa curată, pentru a se putea păstra rasele autohtone. Recomandări sunt însă și pentru cei care vor să se dezvolte comercial în acest domeniu. Pentru interese comerciale, am spus că e foarte bine ca să facă înmulțiri încrucișări cu rasele de carne, dar toți produsii, inclusiv femelele, trebuie să plece la sacrificare, adică pentru produsul pentru care a fost dirijat, la ambele specii. Să nu rămână matcă pentru că poate să diminueze producția din toate direcțiile. Nu o să aibă nici lapte, nici carne la un moment dat, pentru că produsii sar înapoi sau împrumută caracterele când din partea mamei, când din partea tatălui. Potrivit zootehniștilor, în prezent, la nivelul județului, doar 10% din animale mai sunt de rasă curată. Restul sunt hibrizi de diferite generații, ce reprezintă un potențial genetic ce nu poate permite o dezvoltare eficientă.